Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Galați, a marcat lunii 24 mai împlinirea a 70 de ani de activitate prin vernisajul expoziției In Memoriam, dedicată omagierii pe simezele galeriei Nicolae Mantu a fondatorilor, reprezentanților și continuatorilor mișcării plastice gălățene. Galațiul dintotdeauna s-a mândrit cu faptul că fiind o zonă portuară, fiind o zonă cu peisaj industrial, fiind o zonă cu un interesant peisaj altfel decât cel pe care îl știm cu mulți, cu voi, un peisaj specific dunărean, a atras foarte mulți artiști și nu numai din zona de Galați-Brăila, ci și din alte zone ale țării. Arta plastică galățeană se remarcă prin ce? Printr-o forță de convingere, printr-o structură plastică profesionistă și, în mod special, prin diversitate. Avem pictori, avem sculptori, avem graficieni, avem artiști decoratori, avem o varietate amplă și amplitudinea aceasta stă și în exprimarea stilistică. Dunărea este elementul unificator al expoziției. Cu ajutorul lucrărilor este reconstituită o veritabilă istorie a portului Galați în viziuni, forme și epoci artistice diferite. În lucrări se remarcă o depășire îndrăzneață a limitelor impuse la un moment dat de canoanele oficiale, dar și opere prin care artiștii fac pași fermi spre arta vizuală modernă, în care realitatea este sublimată până la esențele ei transcendentale. Pe simezele expoziției mai regăsim lucrări de o poetică sensibilitate emoțională, dar și o reinterpretare a unor modele arhetipale. Nu în ultimul rând, evoluția portretisticii este surprinsă în lucrări dublate de liniile ferme ale sculpturilor. Lucrările expuse la galeriile Nicolae Mantu fac parte din patrimoniul Muzeului de Artă Vizuală Galați, instituție care, începând de anul viitor, va dispune de un amplu spațiu expozițional aflat în prezent în construcție. Acum nu mai rămâne altceva de făcut decât să vă urez inspirație, gânduri bune, calm, liniște, înțelegerea prieteniei, înțelegerea misiunii voastre, aceea de a duce mai departe ideea de plastică, ideea de artă, ideea de frumusețe la malul Dunării. Aștept din tot sufletul anul 2022, când vom avea un spațiu generos al Muzeului de Artă Vizuală și unde vom putea expune multe dintre creațiile dumneavoastră. Expoziția omagială In Memoriam, valori ale plasticii gălățene, va putea fi vizitată până în data de 14 iunie.